Hello, bună ziua! Sunt un pic speriată astăzi. Nu știu ce se întâmplă cu mine, nu-i așa? Ei, oameni buni, ne-am mutat și eu și cățelul și bineînțeles nu o să-l las aici. Știți foarte bine cum l-am găsit. Ce, mă, mami, nu fi speriată! Hai că ne mutăm la oraș, da? Trebuie să te duc la veterinar să tăiem unghiuțele, să facem o băiță, că tu nu mai poți să mergi. Și eu acasă nu pot să ți le tai. Vă pup lume, poate vă mirați de ce și cum ne mutăm. Pot să zic așa, din motive personale, am decis să mă opresc aici, la căsuța bunicilor. Timpul nu mai permite să lucru, îi frig. Și pentru care m-ați întrebat de ce nu mă apuc de bucătării și de astea, îi nebuneală, adică e foarte mult de lucru și nu pot să dau pur și simplu un var atâta timp cât risc să-mi cadă tavanul în cap. Așa că prefer să mă opresc aici, am făcut ceea ce am putut în alea două cămeruță. Afară, să vă și voi ce vreme îi, bate vântul și degeaba să mai fac altele. Așa că l-am luat picuțul. V-am spus că nu o să-l las acolo, vă dați seama. Nu pot să vin în fiecare zi special să fac 10-12 km să-i dau lui de papa. Am și eu treburile mele. Așa că ne mutăm la altă căsuță, unde acolo o să avem condiții mai bune, ne pregătim dacă nu sunt și trecem la treabă. Hai! Ești pregătită să cunoști noua ta căsuță? Și să o cunoști și pe mine? Of, Doamne, ce speriată-i! Poftiți, poftiți, poftiți! Hai, vino! Oameni, dar ce speriată-i, săraca! Hai, vino încoace! Fetița, hai să popăm! Haide! Hai, vii! Hai, cunoaște tu pe aici! Să văd cum fac să nu... să-ți înfund găurelile, să nu pleci! Hai, păpăm! Hai, liniștește-te, gata, că nu-ți fac nimic. Aici, stai, cam pampas. Hai, hai nu face. Gata, nu-ți fac nimica! Of, sper să nu ieși tu, să pleci. Din găurile alea de la gard. Și sper să reușesc să-l țin aici, să-l obișnuiesc. Pentru că, haideți să vă arăt ceva. Uite ce bate vântul. Ta-ra! Ce-am găsit? O bucătărioară, că tot m-ați întrebat de ce nu fac bucătărie. Cu o sobiță! Și un pătuț, și o carpețică! Totul în miniatură este aici. Stați așa. Lumina e cam chioară, dar se poate face. Oameni buni, ce părere aveți? Nu știu cât vedeți voi de mic, dar e foarte mic. Mic, ajung cu mâna la tavan, dunăpiorul e mai mic ca mine, sobița, doar că avem de lucru aici. Trebuie schimbată plita, că vă dați seama, era de atâția ani. Portița, că după cum vedeți, a fost conectată la gaz. Nu au mai făcut focul cu lemnii. Și bineînțeles, schimbat aici, dat cu var, făcut curat. Ca să pot să stau mai mult cu cuțu. Și bineînțeles, facem și o mâncărică. Hai, vino încoace să-ți cunoști bucătărioara. Hai, vino! Mamă, hai! Hai, vino încoace, hai! Hai! Nu vrei? Ca să nu avem noi treabă cu toată casa, mă fac o căsuță pe măsura mea. Am unde să dorm, am unde să fac mâncare, am unde să admir când ninge. Da? Pentru că acolo nu puteam. V-ați văzut care e situația? Trebuia să dărâm tot tavanul, oameni buni. Deci mă opresc aici. Când o fi să fi făcut calmea? Ce vrei? E? Îți place aici? Da?
Îți place? Ce e? Nu te urca pe masă. Ți-am pus mâncare acolo, ai mâncat? Ia să văd, ai mâncat? Hai, vină încoa, ia să te văd. Ai mâncat? Uite, ți-am pus acolo mâncare. Și apă. Așa, bagă, bagă. Ia și bagă, să fii cu minte. Că aici îți am grijă, acolo nu pot tătă ziua să vin la tine. Și iar te faci. Toate că văd că e cam șchiop. Nici să nu te gândești să tragi din sacul ceala. Ei, fii cu minte. Fii cu minte. Asta e gunoi. E gunoi. Lasă, treci acolo. Dar oricum îți mulțumit, îți plătești că am făcut măcar acolo ce era mai important, aia două camere. O să încep aici. Că vine frigul. Avem nevoie de căldurică. Mamă, 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 ce sobiță. Mititică. Aici nu-i gravă situația. Un var îi de ajuns. Îs altfel pereți, îs mai rezistenți. Încât se vede. Mamă, ce iubesc carpețăca asta, cât e de frumoasă. Deci cât e de mic. Tuf. Trebuie să-mi fac eu aici colțășorul meu. A, acolo e un pic pătat. Și ce am găsit? Facem jar și călcăm cu fierul. Și de aici admirăm peisajul. Bun. Primul lucru. O să mă apuc să scot tot de jos, de pe masă, din dulap, să văd ce și cum le pun la loc. Căni, păhăreli, ceșcuță, nu știu ce surpriză mai avem pe aici. Aia imediat intru în ele. Avem și perdeluți, mileuri, cum se punea odată. Bine, și acum mai pun lumea. Mamă! Aștept! Să fac așa o mâncărică la plită. Mamă, mamă, dar mai am până acolo. Mai am de muncit, ca de obicei. N-ai cum să faci fără să muncești. De tot trebuie să stau cu ochii pe ea, dar nu știu unde a plecat. Cuciu, unde te-ai dus? Că nici mâncare nu-ți trebuie. Te înțeleg, ești la casă nouă. Nu mai pe stradă, să nu iasă să-mi dea mai vreo mașină peste iar, că mor. A, e acolo. Da, oameni buni. Să trecem la treabă. Stai plita vechi. Dar e strâmbă, deci dacă pun o oală, nu stă ca lumea și e și crăpată, observați? Deci nu mai am ce să fac cu ea. Țolici, a, uite, acolo mai este un pic de reparat, nu-i problemă, am făcut eu mai mult de atât. Și măsuța asta cât e de mică, dar stați, de fapt, în cameră se vede super mare. Bine, Irinu, că hai să trecem, să scoatem covoare, covorașă, țoale, țolice, de aici. Avem noroc. Avem mașină de spălat și băgăm acolo să spălăm tot, bine, nu covoarele, bineînțeles, ci ține de carpete, de țoale. Și o să intru la cânzăstri să văd ce găsesc ca să pot să fac schimbări. Cât de cât. Păi, vântul nu s-a deschis. Să intru un pic de aer. Mamă! Dar ce frig! Ești bucuroasă? A? Ești pare bine? Da? Trebuie să stai unghiile alea, că... ghearele, pardon. Mai mănânci un pic, mai vin apoi. Ce? Ce? E? Hai, vin. Hai, hai. Hai, vin încoace, hai. Ce? Nu mai poți de bine? A? Cât te fac eu pentru tine? Lasă, lasă. Cât te fac eu pentru tine? Trebuie să mă mut eu cu, tot cu tine aici. Oh, oh, vântule! Uhu.
Aia, lejer aici, nu pică mult. Asta trebuie să le mai scot afară. Și o să văd aici ce fac. Ce păduț! Să dorm cu cuțu. Ce mic e. Avem beton, nu mai avem lut. Ia. Oare este vreun chiț, chiț? Chiț, chiț, ești pe aici? Nu, este chiț, chiț. Cred că mi-am găsit șopere de papuci pe mărimea mea. Cred că da. Mai avem o bucățică de mochetă de asta pe aici. Trebuie să le păstrez. Îmi trebuie un ciocan. Glește. Asta pot? Da. Op, s-a dus. Haide, măi! Oh, vântule! Ce ai? Ai luat o razna? L-am spălat, mama aici. Ops, o picat. Ia ce spătar, șmecher. Hai, de ce mai este? Ai, neon? Ce draperie șmecheră. Ha-ha. Într-un lemn vopsit, un cui. Ups. Și asta ar fi trebuit să fie modelul. Da, șmecher. Astea super frumoase. Hai și voi. Mom. Hai și tu. Iconițele. Cât-s de vechi. Cât-s de vechi. Scaut un lighean mare. Și o să bag tăti cânile de aici. Avem și orez. Și zahăr vanilat. Aveam și cacao. Ce mai este aici? Foi de dafin. Wow. Asta e goală. Dar scorțișoare. Date la un loc să le spălăm. Uite ce mai fost dafine. Of. Doamne, dar ce frumoase sunt. Astea nu o să le arunc, toate că nu prea. A, ruptă, da. Miroasă. Andrele! Avem Andrele! Sau ce-o fi asta? Ba nu? Oameni buni, ce-s astea? Ceva pentru bucătării, gen. Prind urechile eu aici. A? Ar fi andrele, dar nu știu dacă sârma asta e pentru carni. Pentru ce-o fi oare? Ajutor! Să începem! Mm.
Ce asta? Wow, dilut! Ce tare îi! Mamă, ce mișto e! Căni, dar astea o să le mai elimin eu de aici. Sunt prea multe. Da. Cum stă ea acolo? Da, facem amândouă curățenie? Ești șchioapă, nu știu ce s-a întâmplat cu tine. Uite, când mergi. Of! No! Că mai facem și șahmat. Da, de când sunt astea, Doamne, ce vechi ies. Cât sunt bine păstrate. Păi dar nu vine iarna, ce avem de făcut? Rușcăm table. Hai mă, nu te mai închizi acum. O rămas Regina sau ce e asta în picioare. Mă, se mai închide? Ba da? Ba se închide? Ce mâine am crăpat și... Deci dulapul l-am demontat. E din trei bucăți, mai bine, așa l-am tras. Chica o leacă și pe aici. Da, merge. Mi-a să scot și cenușa din sobă. Nu știu acolo cum ajung eu. O, să vedem ce sobiță frumoasă reușim să facem din ea. Da, bravo, Irina, dă-i din una în alta. O punem sau nu o punem în funcțiune, oare? Clar. Problema e că n-avem. Hai cu puitul la punct. Asta, dar nu fac probleme. Acum chiar că nu fac probleme. Înainte de a da cu var, să-mi iau de o grijă. Aici cât de cât. Am pus un pic de silicon la geamurile astea, că cam flutură vântul pe aici. E transparent. Și acum, ideal ar fi să ducem noi becul la mijloc, că nu prea este lumină. Mai oameni bunci și aici iar. Doamne! Nu știu subița asta ce o să fie cu ea. Am pus aici grătarul, o cărchit la loc. Ah.
plita, am luat alta. Portițile trebuie să le faci în șpialea, cumva. Așa, am uitat să vă arăt ceva important. Avem și rolă aici. Aha, ce spuneți voi? Și Iulia că spartă. Și asta trebuie făcută. Vai, ce mâncărică bună ies aici. Numai că avem de lucru până scoatem cum vrem. Eu nu știu când a fost făcută soba asta. Ori erau bieți meseriașă, nici una de asta nu-i dreaptă. Mai sus, mai jos, mai... N-am idei. Îmi vine să-mi pun mâna în cap iar și iar. Iar și iar, de la capăt. Ta-dam! Am reușit să prindem și focul. Oameni buni, ce trage subița asta. Mamă! Și nu iese pic de fum. Nu știu dacă auziți cum trage. Nu prea se aude. Hai, fă-ți treaba ta aici. Și rola. Ne-am un pic ce mai facem și la asta. Oi, dar e rece, încă e rece. Da, ei se simte. A, mai aruncă. Sau? Mai aruncă câte un pic. Mai de-ai burcat acolo pe casă și pus un burlan mai lung la coș. Să usucă și pieticile mele. Bun, bun. We'll be right back.
să trecem la treabă. Vezi culoarea asta, aproximativ cum era. Vedem ce reușim, o să încep să dau petici din tăi. Și cât să usuc ele, aici am tavan. Mamă! Deci vreau să zic că e o căldură aici, de nu pot sta cu sobița noastră. Na, 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 na. Na, 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 na. Ia să încep de aici de sus, așa. Ai, fă o cruce mare, Irina. Da, hai că e faină culoarea, nu-i urâtă. Mamă, dar aici chiar cât e strâng cu totul, ce greu merge. Și nu ești cu trafaletul, nu pot să dau, că să ia atât. Nu știu de ce. Wow. Mamă. Ori iese albi, ori nu mai iese. Bun. Oameni buni, aici trebuie să facem totul ca la carte, pentru că facem mâncare, mâncăm și trebuie să fie totul curat, perfect. Na, 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 na. Păi acum vorbește cu sosul, cu sobița. Una, două. Oricum o să trebuiască să mai dau o dată. Plouă afară. Nu mai bine vremea asta de stat în casă și făcut treabă. Vai. Să respiră, nu să vorbești. A venit băiatul cu siliconul. A plecat băiatul și a intrat fata cu pensula. Înainte de alea cu negru de la tuci, plita, acum s-a inventat cu vopsia, toate nebunele. A evoluat lumea. De vără că este super faină. Culoarea negru asta e.
Ce ai, fetiță? Ce faci? Ce faci tu? A? Ce faci tu? Unde umbli toată ziua? Unde umbli toată ziua? Doamne, doamne! Doamne, doamne, ce bucuroasă sunt eu și ce bine stai eu aici, nu? Nu-i așa? A, ia să vedem ce treabă am făcut. Doamne, ce e aici? Oh, bun! Bun, bun, bun! Eh, acolo mai trebuie uscat un pic, dar îmi facem focul, iese țuț. Soba a ieșit perfectă. Ia. Un pic să ia. Dar nu tare. Bun, curat, curat, curat. Geamurile le-am șters. Hmm? Să vede prin ele. Am mutat și lumina un pic mai la mijlocul camerei, că era chiar acolo lângă geam. Și trebuia să mă uit în oală cu lanterna. Oh, wow! Wow, ce clar! Se vede! Mamă! Păi cam atâta. Nu avem mult de lucru. E mitit el. O ușă și un gemuleț. Acum să trag cu aspiratorul. Spălăm un pic betonul ăsta, că e plin cu praf și nu avem lut ca în partea aia altă, deci putem... A, și soba trebuie să o mai șterg. Da, trebuie să o șterg o leacă. A, sunt mulțumită că am reușit dintr-o mână să scoatem pereții curați. Chiar. Chiar, chiar. Ce faci acolo, cuțu? Cuțu, cuțu, mi s-au uscat șuțoalele. Azi vremea ține cu noi, cald, cred că sunt undeva la 20 grade. Profităm. Vedem ce mai combinăm. Ce faci acolo tu, fetiță? Te-ai apucat să dărâmi? A? Unde te-ai dus? Unde te-ai dus? A, stai la soare. De ce ai scos din gunoi? Ți-am dat săpapi. De ce ai scos conservele astea, a? De ce le-ai scos de aici? Eu știu că îți miroasa cărniță, dar totul l-ai mâncat. Ce? Nu-i voie. O să scoatem gunoiul în stradă. Stai cu minte. Nu fi obraznică. Nu fi obraznică. Nu fi obraznică. Nu fi obraznică. Dulapul ne dă bătăi de cap. Sperăm să reușim să-l scoatem ca lumea. Wow. Aici am strochit de bronz, brăză, dar măcar să o degrasez un pic și să vedem ce spune nenea meseriașă, dacă o mai dăm cu ceva sau nu. După mine am fost așa, da. Eu să scot toată grăsimea asta de aici, dar din mijloc nu prea reușesc. Aici e ok. Toate că am cam greșit. Trebuia întâi curățat bine aici și după aia dat soba cu negru. Dar cât pot să scot, scot. Se duce greu, tare. Tare, tare, tare. Normal trebuie să iasă așa și așa. Dar aici nu prea reușesc. Oi, haide măi, hai. Hai, grăsă mi ieși. Burete de sârmă, da. Zgârâia asta tot nu-i bună. Mai mult de atât n-am ce să-i fac. Aici pare că iar să nu știu ce. Că nu vrea să ducă deloc. A stropit-o leac acolo, dar n-am. Cam asta ții, mamă dragă. Măcar am scos din grăsime care era aici. O ieși perfectus.
ești tu. He, he, he. Exact culorile toamnei le ai pe tine. Cine e fetița scumpă aici? Cine e? Hmm? Cine e? Astăzi l-a tăiat unghiuțele, domnișoară. Da, da. Ia să-l punem la muiat. Că am despalat aici. O, o să le mai bag pe toate. Ups, ce-am aici? Țânti. N-are nică dacă v-am dat și pe voi. Să văd ce și cum pun la loc și restul o să le pun într-o cutie să le duc. Wow, ce mișto e culoarea! Uf, bucățele, bucățele! Ca nou! Super! Avem aceeași culoare ca și soba. Aproximativ. Tu ai făcut toată treaba asta? Tu ai făcut treabă? A? Ia spune, ai făcut tu? O, fi domni, domni, domni. Nu, oameni buni, ce părere aveți? Hai, vremi. Ține cu noi ca să usuci mai repede, să terminăm. Ha, băiță! La țară covoarele, cu pierea și socul de casă. Noi suntem mai avansați, emancipați. Alică, timp direct. Bravo.
Pe bune? Dar când, Doamne, iartă-mă să mai usucă patul? N-are partea asta, are arcuri. Ok, are arcuri și... Ai, de capul de zâmbi mele. Dar... Mă apuc crășulă. Mai scrie acolo cineva în comentarii. De ce nu a venit iubitul meu să mă ajute? Apoi nu am oameni buni, de ce nu a venit iubitul meu să mă ajute acolo? Că el dărâm acasă, atât. Aici am 4 zile de când lucru. Ați văzut de ce, da? Bun, deci tac din gură. Una la mână și doi la mână are servici. De-aia nu era prezent la bunica mea. Eu eram la filmări acolo și la treabă, când el era la lucru. Și acum profităm de fiecare zi liberă care o are ca să mai facem câte ceva aici. Ce e tot vlogul care îl vedeți voi, cameruța asta, nu este făcut doar într-o singură zi, ci nou în 4-5. Da? Tu ce vrei? Tu ce vrei? Tu ce vrei? Hai de fetiță, mergi mănânci frunzi, dar ce ți-e foame că ți-am dat să papi? Ai mâncat? Mai mâncăm de seară? Da? La Crăciun, nu suci! Hai să vezi tu! Da, spală tătia și saltea și burieti și daci! Omnie sfânta crucii! E pe barbazi din ăștia chiar cât te prinde Crăciunul aici! Spală patul cu jetul de apă! Bă, lasă-l, că nu sunt mai usuc, omul lui Dumnezeu, lasă-l în... Ai, papi! Îl punem pe sobă? L-a uscat? Hă? Bravo! Da, acum! Da! Doamne, ferești! Îl mai freci cu peria? Da? Bravo! Nu. No. Am trăit să mai văd și pe asta. Da! Cred că își face cruce și el acolo unde îi. Serios? December 6 e uscat. Într-o lună. De acum. Poate că s-o găuri de la turbojet. A, păi tu ce crezi? Ai impresia că spile mașini? Din ce? N-are burete? Ce are pe dedesubt asta? Din ce-i făcut patul? Din paie. Din paie? Dacă e din paie, ai să faci șoareci acolo. De la apă. Mă duc direct la treaba mea. Cam strâmb pe picioare la masă asta. Nu știu cum să o boxez, pe ce vreau să prind. Are pe puțin 50 de ani masă asta. Să știi. Nu vezi? De ce îți vopsete doar picioarele și marginile? Făceau economie la vopsa. Zici? Fără doar și poate. Deci noi acum tot asta facem, nu? Facem și noi economie, dăm doar pe unii vopsete. Păi nu face nimeni mătănii sub masă să vadă că nu-i vopsete. Asta așa e, doar pisica dacă se mai bagă și se mai uită. Dar nu știe să vorbească și nu spune la nimeni. Da. Dar nici nu știu cum să o... Ce greu să o prinde. Facem și noi cum făceau bătrânii, economiei la vopseala. După tine nu o prea, da? Mar. Nu prea calcă ca lumea firul ăsta. Nu calcă? A? E, nu-i profi. Nu,
Dacă dau prea tare, ar perdea-o. Dacă îți dau unul, profi. Hai mă rog la mișto. Da, da, mersi. Hai, da, aici, bag jarul. Dar chiar, oare cum să călcă înainte cu ăsta? Ai jar în el. Da, n-aș putea să calc, eu cred că va arde. Ia, deschide, acolo băgai jar. Știu. A să fac proba, dar la ceva... La o haină de atac, care îi vezi cel mai mult. La o cămașă. Da, chiar că. Chiar că. Păi ăla nu se chema fier, ăla se chema călcător. Hai că merge. Singurul lucru drept din camera asta e carpeta. Zici? Da. Așa când te uiți nu prea pare, tu știi? Ce nu pare? E dreaptă. Dacă te iei după perete. Nu, no, se vede că e. Ai pus-o la poloboc. Ai greșit, carpeta și cu plita e dreaptă. Pe asta ai băgat totul la poloboc. Da. Mai că soba ei. Bă, de-o acuș la oală. Că de dreapta ai pus-o. Exact. Pune și icoanele. Icoane? Da. De la biserică? Păi erau puse icoane acolo în colțul ăla. Trebuie să punem o iconiță. Pune, una mică, mică. Una mică, mică, nu vrei una mare? Mă luă frigul. Gata, așteptăm sosul cipatul la Crăciun. No, oameni buni, închid vlogul aici. Stați aproape că mai avem treabă. V-am pupat și aștept acolo comentariile voastre. Păreri, opinii, sfaturi, ce știu eu, ce vreți să mai spuneți. Mua!